Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din cele mai bune Hero Loadout-uri pentru... Și de data aceasta avem cel mai bun Hero Loadout pentru... Și cum a schicit, cum este posibil, pentru Teddy! Deci acesta este eroul principal pe care trebuie să-l ai, dar mai întâi și lăsăm toate astea. Uitați-vă, tot acesta este mai întâi, uitați-vă, faceți o poză dacă este necesar. Acesta este în momentul de față cel mai bun. Mi-ai explic imediat de ce și știu că dacă e să testăm aceste anumite chestii, dar nu este necesar. Dă să le folosesc cu zi de zi, majoritatea le folosesc, dar bine, acest loadout este mai mult pentru misiunile de power sub 100 să le faci afeca la alea de viba și chestii de gen. Dar pe data de azi, 27.6.2021, acesta este momentan. Că se va schimba eroi, că se va schimba anumite chestii, nu depinde de mine. Dar nu cred că se vor schimba, dar totuși. Astăzi o să vă arăt cel mai bun loadout, acesta este, și vă spun de ce. Deci mai întâi e Fox în Grizzly, ce face? Deci cu acest build puteți avea Teddy Infinite, cu acest build, dar o să vă explic imediat de ce. Cu acest Enforcer Grizzly aveți increase Teddy duration cu 12 secunde. Teddy-ul tău stă pe jos cu 12 secunde mai mult decât normal. Deci 12 secunde cu toate aceste abilități. Criticală de 100%, mai mult damage, cu... La fiecare crește Teddy range-ul, dă de la fiecare 2 secunde, deci 2 secunde, da? Și ori 12, bine, împărțit la 12, vine 6 ori, de 6 ori extra dă Teddy-ul cu o laser în zombie. De 6 ori mai mult, e enorm de mult. Și cu Happy Holidays ca team break, când ai 3 eroi cu 2 stele sau mai mult, scade abilitățile cu 40%. Și dacă tu folosești acest ero, pentru că ăsta este necesar pentru Teddy Infinite, când faci 39 de kill-uri, primești un Fragment Charge. Ce face acest Fragment Charge? Nu costă nicio energie să pui Teddy-ul pe jos și dacă folosești Fragment Charge să pui un Teddy pe jos, cooldown-ul este mai mic. Deci tu cu Happy Holidays deja ai cooldown-ul mic, plus acest charge o să ai cooldown îndeajuns de mic încât să poți pune un Teddy după ce dispare Teddy-ul acela, mai poți pune și în continuu și în continuu și în continuu și în continuu și în continuu. E vreo 40 de secunde cooldown-ul sau ceva de genul. Să vedem cât stă Teddy-ul în general. Teddy-ul stă... Nu, ăsta da, e Teddy. Last 15 secunde. Cu 12, 27 de secunde, deci vreo 30 de secunde așa, nu 4, scuzați-mă, vreo 30 de secunde, așa, da, bine. Și cooldown-ul este tot așa, ceva de genul, dacă stă 27, cooldown-ul ar trebui să fie 30 sau mai puțin. Dar acesta este cel mai bun loadout momentan, deci, Enforcer Grizzly ca eron principal pentru 12 secunde mai mult, Happy Holidays ca team break, după, ca support team, asta este foarte bună, aveți șansă de 100% crit chance la... țintele noi și o șansă de 5% să facă malfunction. Când e malfunction, Teddy găsește o nouă target de fiecare dată. Deci el poate să dea one shot la majoritatea lucrurilor în power mai mic și dă 100% criticală. Deci dă foarte, foarte mult damage, indiferent de orice. După, pentru mai mult damage, pentru a funcționa cu 100% critical chance, avem Berserker. 3 Berserker Queen. Este chiar necesar acest rol pentru mai mult damage, dar nimic de aici nu e necesar decât Fragment Generation și 100% crit chance pentru a putea da cât mai mult damage la zombi. Dar Berserker al doilea, al treilea este Overbearing de la Ventura Ramirez. Ventura Ramirez, deci aici e un mic spoiler de când s-a băgat rolul ăsta că o să vină Ventures. Și acum o să avem... crește range-ul cu 2 tile-uri, adică în loc să fie 4 tile-uri, în general o să fie 6 acum. Și dacă între 4 și 6 range-ul ăla extra de 2 tile-uri este un inimic acolo, o să dea 40% mai mult damage la maximă range. Dacă e la 4 jumate o să dea 20, dacă e la 6 o să dea 40, tot așa. Este extrem, extrem de bun. Și după Baxter, de la Sturdown Sooty. Acum acesta face la fiecare 2 secunde, dă cu laser din ochi și... dă 20% base energy damage. Dă destul de mult damage și asta înseamnă că face un kill. O lovitură de Teddy face un kill. Un Baxter de la lasere, un kill. Și tot așa, în continuu și în continuu și în continuu. Și poți face o grămadă de kill-uri și ai Teddy infinit. Teddy-ul ăla este foarte bun. Cu acest rol care faci 39 de kill-uri, primești un charge fragment. Dar charge-urile, fragmentele, poți le iei și de pe jos în misiuni de kind. Deci sunt chestiile la rotunde albastre. Și după turetele să dai cât mai mult damage pentru că sunt misiuni de power mic și zombii ăia să omoară instant orice power ai avea. Bine, dacă ai power peste 100 sau ceva de genul. Și supply drop pentru a putea doar să ai, tu ca persoană, să ai mai multe materiale. Materiale de construit să le ai misiuni, că misiunile e destul de ușoare și nu costă și prea mult. Și 85 wood, stone și metal e foarte bine. Și aici o să înlocui acest minunat Enforcer Grizzly cu ceva mai frumos, Jingle Jazz. Jingle Jazz e exact același erou și mai este un erou care e exact același erou, dar este epic, este Teddy-ul de la primul pack, exact aceeași chestie fac toți trei.
Da, cel mai frumos e Jingle Jazz și cu asta vreau să o păstrez. Dar orice e bun. Deci, în Fox the Grizzlies găsiți în Collection Book la Outland normal, 100 de fluxuri, dacă doriți. Acesta este team build-ul, am vrut să zic team perk-ul, dar nu știu de ce. Acesta este build-ul, sper că v-a plăcut. Sper că ați înțeles de ce acesta este necesar. Primul este necesar, ultimul este necesar și restul de mijloc pentru mai multă putere la TD. Bine, acum, dacă tot suntem aici și e finalul episodului aproape, mai este un build în care poți să pui Jilly T-Cup ca erou principal, dar asta e altceva. Când găsește după fiecare lovitură Teddy-ul o nouă țintă, o să dea mai mult damage și dă zap. E ca și cum ar fi un Xenoblade sau un Xenoblade cu Stoneheart Saga sau un Vacuum Tube fără Stoneheart Saga și dă mai mult zombie deodată. Și ai putea spui asta, dar nu este Teddy infinit. Și dacă nu este Teddy infinit, în loc de 12 secunde sunt 4 secunde dacă îl pui pe ăsta în slot. Nu chiar merită atât de mult pentru 8 secunde minus, dar să dai mai mult damage când tu deja dai o grămadă de damage în orice power ar fi. Mai puțin 124 plus, 100 plus, pentru că acolo folosești alte loadout-uri mult mai bune, cum e Saga Stoneheart, dar aici am misiune de Power 70, Power 30, Power 40 pentru alea de V-Bucks, merită enorm de mult acest loadout. Doar puteai din continuu și în continuu și nu trebuie să faci nimic. Sper că a plăcut episodul și ne vedem data viitoare la următorul episod din Hero Loadout sau cele mai bune Hero Loadout-uri pentru...